Palatul Copiilor din Drobeta Turnul Severin și-a deschis larg porțile pentru a-i primi pe elevii cluburilor și palatelor din țară, care au participat la o nouă ediție a concursului Trofeul Drobeta. Bun venit celor care ați venit din alte județe! Sper că v-a plăcut Severinul, un oraș frumos, un oraș modern, un oraș în plină dezvoltare. Vă urez succes în continuare și vă așteptăm și anii următori. Felicitări! Mulțumim! Invităm în scenă formația Fantastic Girls, profesor Medana Veselu, care au obținut locul întâi la dans tematic. Tenisul de masă pe de o parte și dansul modern pe de altă parte au fost cele două ramuri în care s-au întrecut cei mici, iar rezultatele au fost pe măsura efortului depus. Elevii au primit medalii, diplome și trofee cu care se pot mândri la întoarcerea în județul natal. Este prima participare a noastră la acest concurs. Ne bucurăm că am fost invitați la acest concurs și am putut lua parte la un asemenea spectacol de calitate. Am venit și am prezentat două stiluri diferite, un dans care a fost încadrat la categoria Show Review, Jive, și un dans de caracter, un folclor stilizat. La ambele categorii am obținut locul întâi. Trofeul Drobeta organizat de Palatul Copiilor a fost susținut de Primăria Drobeta Turnul Severin, dar și de Inspectoratul Școlar Județean. Sunt copiii noștri ai tuturor și obligatoriu trebuie să-i susținem. Și Palatul Copiilor am susținut, și cluburile sportive. Cine mi-a cerut sprijinul, cu mare drag l-am dat, pentru că, repet, cultura, sportul sunt activități care trebuie susținute de comunitate. Sunt copiii noștri care mai târziu ne vor mulțumi pentru sprijinul pe care l-am acordat la un moment dat din viața lor. Acest concurs s-a desfășurat impecabil și țin să mulțumesc doamnei Nev și domnului director Nev Sandu, ambii coordonatorii acestui concurs național. Au participat copii din toată țara și, ca de obicei, mulțumim celor care ne-au sprijinit. Concursul național Trofeul Drobeta, organizat de Palatul Copiilor din Drobeta Turnul Severin, se află la cea de-a 8-a ediție.